De ce Mongorelli? Pentru că a fost un vis după ce am citit o carte. După ce am citit o carte, am aflat că există așa ceva. Și atunci am spus, poate odată o să ajung și eu să fac lucrul ăsta. Și ușor, ușor, cu primii prieteni, la sfârșitul unui concediu pe partea cealaltă a pământului, am zis, ați vrea? Le-am propus. Și am zis, am vrea. Și după aia, din trei cât eram inițial, a trebuit să devenim mai mulți ca să aducem și mașina înapoi. 6, de ce? E un raliu caritabil. E o aventură pentru noi, dar în același timp putem promova și cauze nobile și lucruri normale. Cartea care era? Vând kilometri, Mihai Barbu. Da? Și de acolo am aflat că există, când el a ajuns la frontiera cu ruso-mongolă, s-a întâlnit cu niște mașini care mergeau de undeva până altundeva. Și acolo am aflat, după aia Google găsit, deci de acum 4 ani. Da? Știam, m-am documentat, i-am urmărit pe toți ceilalți români care au fost, respectiv celelalte 5 echipaje, i-am urmărit din umbră. Anul trecut am fost la petrecerea organizată de Mongorelli în Mamaia, pe plajă, când urmând ca în 2 săptămâni să plătesc integral taxa de participare, respectiv pe 9 august, cum s-a dat drumul la plăți, am plătit ca să știm că suntem acolo. Și iată-ne că mai avem mai puțin de o lună până la start. Sfaturi de la foștii călători avem la Mongorelli și care au fost cele mai exotice, cele mai interesante, cele mai neobișnuite? Ne-am văzut. În primii ne-am văzut cu cei de la Paramongols, primii care au plecat. Și ei ne spuneau, spre exemplu, cum își comandau ei mâncare. În română, arătând cu mâinile și s-au înțeles tot drumul. Nu știa niciunul rusă, nici noi nu știm rusă. Majoritatea țărilor, în afară de Turcia și Iran, sunt foste vorbitoare de limba rusă. Da? Asta ar fi inedit. Problemele care pot apărea, da, asta e partea de aventură, e ceea ce nu știm. Dacă am ști, totul ar fi perfect. Cred că toți turiștii din vest ar merge în est. Ei, fiind aventura, atunci o să descoperim acolo pe parcurs. Colegii de aventură, cum au apărut pe Mongorelli și ce rol are fiecare? Trei dintre cei care suntem pe tura de dus suntem și prieteni și am făcut destul de multe concedii împreună. E drept, nu un concediu de trei săptămâni într-o mașină de care are un spațiu interior, nu știu, undeva 1,5 metri cubi de aer. Respectiv am bătut multe continente, America de Sud, antipozi, am fost împreună și atunci știm, sperăm să ne întoarcem prieteni după 3 săptămâni înghesuiți într-o mașină. Ceilalți au apărut tot cunoștințe și prieteni de-ai mei, colegi de la birou, știind că le place aventura. Pe unii urnește partea cu pescuitul, dacă ajung în Mongolia vor să pescuiască, unul din tura de întors, unul din tura de dus. Și ușor, ușor am creionat și am făcut o echipă cât de cât omogenă, dar diferită. Cel mai tânăr are 29 de ani, cel mai în vârstă are 47 de ani, media 39. Deci ați ales să aveți o echipă de dus și una de întors. Unii se duc cu aceeași echipă. Și pentru că este prima oară în cei 11 ani de Mongorelli în care mașinile nu se mai donează. Nu se mai donează, atunci trebuie să ai o variantă, ori să o distrugi la capăt dacă este terminată, să o casezi, ori să o transporti cu ceva înapoi în Europa. Și practic noi am ales să luăm o mașină nouă pe care să o folosim după aia și să rămână așa cum o vedeți peste ani. Ea nu va fi dezinscripționată. Este 100% în spiritul raliului, adică trebuie să aibă sub 1000 de centimetri cubi, să fie total nepotrivită pentru a merge la un astfel de drum. Și de aceea din trei a trebuit să devenim 6. E drept că puteam să fim și 2 cu 2, dar ca să fie mai fun și o poveste mai largă, am zis să fim 3. Tot zic 3, dar aveți loc. Dacă o să vă uitați, o să vedeți că e loc de 3 persoane. Ea standard are loc de 4. Deci un loc l-am sacrificat pentru bagaje. Cât v-a luat să vă stabiliți traseul și de ce traseul ăsta? Prin Iran, adică, specific. Traseul ne-a luat în cap, era deja creionat, să zic am o lună, dar după aia la detalii am mai lucrat alte câteva săptămâni, să zic.
De ce prin Iran? Pentru că eu am fost în Iran în anii 90 și știm că e un popor absolut normal, dacă nu chiar extraordinar. Oamenii sunt foarte primitori. Tot se fug de ei că sunt speriați de politicul de la televizor. N-are legătură cu realitatea. E fost un imperiu persan, deci erau înaintea multora. Da? Și de-aia am ales partea cea mai interesantă ca și istorie și ca tradiție, drumul Mătăsii. Cea mai simplă variantă era să mergem Ucraina-Rusia și în 10 zile maxim eram acolo. Dar vedem decât aceleași blocuri care le vedem și la noi, plus niște statui de-a lui Lenin. Aia nu mi se pare istorie sau nu o istorie de care să ne amintim cu plăcere. Cum strângeți fonduri pentru călătorie? Cum pot dona oamenii? Cum vă pot finanța? Fondurile ni le-am strâns prin relațiile proprii, respectiv avem 4 sponsori pe care i-am convins în timp, care să ne ajute să acoperim costurile cu deplasarea, mașină, vize, bilete de avion și altele, și în același timp să putem să strângem și bani pentru caritate. Nu am strâns bani de la prieteni, cunoștințe, în sensul că donați-ne, ajutați-ne. Am mers pe altă latură, mergând pe latura de relații personale și cei care au crezut în proiectul nostru ne-au sprijinit. Nu sunt sume mari, bugetul a fost destul de mare, cam dublu față de când ne-am... În total 25.000 de euro cu totul. Nu l-am acoperit integral prin sponsorizări, restul punem noi din buzunar. Și cauza, cum v-ați găsit? O cauza caritabilă din România? Am ales-o ușor pentru că este un proiect pe care compania la care lucrez îi ajută în același timp. Este sponsorizată și de firma la care lucrez și atunci a fost ușor. Și au mai multe laturi, au și copii cu probleme, dar și copii abandonați. Da? Și am zis, ok, nu era o cauză foarte cunoscută și am zis că merită să ne adresăm cuiva care ne e aproape, adică nu i-am căutat foarte mult, era ușor. Și cealaltă este cea impusă de organizator, salvarea pădurilor tropicale. Mașina, cum ați găsit-o, cum a apărut? Mașina a fost visul meu încă de la început, să mergem cu ea fiind cea mai mică mașină din gama lui Volkswagen. Total nepotrivită. Este prima oară când o astfel de mașină merge, deci am căutat să și partea inedită, să nu mai fi mers o altă mașină la fel. Am ales-o, am gândit-o, este o mașină absolut simplă, deci nu are decât aer condiționat, atât. Da? Dar modernă totuși și asta, așa am ales-o, să fie... Ceilalți din România care au fost cu ambulanță, cu o Dacia, cu un Renault, cu un Peugeot, cu un Matiz. Ok, noi am ales o mașină de 3,50 m, da? Și cu un motor care să corespundă cerințelor lor de raliu, adică 1000 de centimetri cubi. În bagaj ce vă luați? Acolo sunt roți, cort, saș de dormit, piese. Bagajele noastre sunt aici, sunt 3 genți de 90 de litri, atât. Asta este tot bagajul, pentru că mai trebuie să cărăm și foto, și canistre. Deci bagajul este minimal. Care este cel mai lung drum pe care l-ați făcut dintr-o bucată, adică fără oprire? Dintr-o bucată, fără oprire, 1700 de kilometri, dar aveam cu vreo 15 ani mai puțin, nu, dacă nu chiar mai mult. Da? De la București până aproape de Zürich. Și cea mai mare temere legată de aventura asta? Sau dacă există, nu, dacă nu există? Nu plec cu nicio temere, plec cu optimism că o să fie o aventură frumoasă și plăcută și în care o să avem ce să povestim prietenilor, copiilor, familiei și nepoților. Unde vreți să pescuiți locul perfect de pe traseu? Sunt multe locuri, nu știu cât timp vom avea pentru pescuit, dar... Ne vom descurca. Sunt pasionat de fotografie și sper să fac niște fotografii interesante. De ce Mongol Rally? Pentru a fi cu prietenii mei, cum spunea și Răzvan, și pentru o călătorie frumoasă, sperăm. De ce Mongol Rally? Ne place aventura, ne plac călătorile, vrem să ajutăm asociația Caritas și Culăr.
Într-un cuvânt, îmbinăm utile cu plăcutul. Se apropie 40 de ani și trebuie făcut ceva. Da? Nu se poate la 40 de ani fără o aventură de asta nebună. Vrem să sprijinim pe cei de la Asociația Caritas București și să facem o aventură frumoasă. Obiectul pe care vreți să-l luați în bagaj neapărat? Aparatul foto. Eu o să iau un set de amortizoare și... Și o trusă de scule. Astea le luăm în bagaj. Garanta. Am muncit 3 luni la ele. Câte vize aveți chiar? 8. Turkmenistan, Mongolia, Kirghizistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Care a fost cea mai complicată viză? Că s-o putea unul din tine. Care a fost cea mai complicată? Uzbekistan, că a trebuit să ne luăm 3 cazări ca să putem să ne luăm invitație pentru viză. Stați la cazări sau la... O să, dacă ajungem în... când e cazarea, stăm la cazări. Dacă nu ajungem, stăm la cort. Și cea mai simplă, Mongolia, care a fost luată pe loc. În același timp, ce a mai luat pe loc, a luat, ne-a luat un prieten care este aici de la Viena, ne-a luat Uzbekistan. Când a aplicat, a luat în jumătate de oră. Turkmenistanul, care ne aștepta să fie mai greu, până la urmă, cu taxă de urgență, am luat-o pe loc, după ce am așteptat 2 săptămâni. La ruși ne-am descurcat că avem niște prieteni care ne-au ajutat. Suntem Dracula Cantumbro și urmăriți Român la Mongol Rally, Jagerpress.ro.